Bolnavii cronici au primit o nouă lovitură din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. De la 1 septembrie, ei vor plăti mai scump medicamentele compensate dacă vor să-și păstreze aceleași terapii. În această situație se vor regăsi bolnavii de leucemie, ciroze, poliartrită reumatoidă sau boli psihice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a adus noi reglementări de compensare a medicamentelor aflate pe lista C1, care cuprinde medicamente gratuite pentru bolnavii cronici. Președintele Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, doctorul Sorin Popescu, susține că bolnavii vor fi nevoiți să scoată mult mai mulți bani din buzunare pentru tratament. De cealaltă parte, pacienții vor putea alege să se vindece cu medicamente românești, care sunt mai ieftine, dar au și mai multe reacții adverse. În legătură cu coplata pacienților la medicamentele pe programele naționale, la care la momentul acesta ei plătesc o sumă relativ mică, nu avem nicio informație oficială cum că s-ar modifica aceste sume. Iar în ceea ce privește eliberarea de rețete compensate și gratuite pentru bolnavii cronici, începând cu data de 1 iulie, listele au fost modificate după cum au constatat pacienții la momentul la care au intrat în farmacie să-și ridice aceste medicamente. Ei pot opta pentru medicamentele de producție românească, unde casa de asigurări suportă o mare parte din costul medicamentului, sau în condițiile în care doresc să folosească în terapie în continuare medicamentele de proveniență străină, sunt nevoiți să plătească o sumă foarte mare. De aceea eu aceste medicamente le consider medicamente de lux. Pacientul care nu-și permite să suporte această diferență mare de preț poate merge la medicul de familie să îi ceară schimbarea tratamentului cu medicamente de producție românească, în care participarea lui cu bani să fie mult mai mică.